Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre un volum care încearcă să tranșeze marea problemă romantică, problema creativității. Ar trebui să fie creatorul un damnat singuratic sau ar putea să funcționeze creativ și în cuplu? Noi știm, imaginea noastră cel puțin este formată în prima direcție. Creatorul este un izolat, un îndepărtat de tumultul obișnuit al vieții cotidiene, iar dragostea lui este una mai degrabă damnată. Așadar, de la Eminescu la Kafka, noi suntem obișnuiți cu această imagine a creatorului blestemat la singurătate sau la iubire neîmplinită. Volumul de față, coordonat de două doamne profesori, Whitney Chadwick și Isabel de Courtivron, vine să lămurească această problemă, iar direcția în care merge cartea e una care ne spune că, de fapt, creativitatea funcționează și în doi, cu ceva toxicitate implicată sau, dimpotrivă, cu o formă de seninătate și împlinire, relațiile creative par să funcționeze. Sunt 13 cupluri descrise în acest volum, iar cartea este scrisă într-un mod cât se poate de acaparator. Este o carte pe care o puteți citi cu ușurință, pentru că are un stil alert jurnalistic cu informații de multe ori inedite despre cuplurile amintite aici. Și vă spun și care sunt cele mai importante cupluri din acest volum. Frida Kahlo și Diego Rivera, Anais Nin și Henry Miller, Virginia Woolf și Vita Sackville-West, Camille Claudel și Auguste Rodin, Lee Krasner și Jackson Pollock, Leonora Carrington și Max Ernst. Așadar, astea sunt cele mai importante cupluri din cele 13 descrise în această carte. O spun din nou, volumul se citește cu ușurință și cu plăcere, iar pentru cei care studiază istoria artelor sau literatura comparată, poate să vină cu nenumărate revelații. Eu o să vă citesc un pic din carte, puțin despre Frida Kahlo și Diego Rivera. Atunci când pictorii mexicani Frida Kahlo și Diego Rivera s-au căsătorit în 1929, părinții miresei au spus parcă s-ar căsători un elefant cu o porumbiță. Cu trupul său masiv și mersul târșuit, Rivera, în vârstă de 42 de ani, avea cu siguranță o înfățișare de elefant. Alături de el, Kahlo, în vârstă de 22 de ani, chiar părea mică și delicată. Dar buzele ei voluptoase și ochii ei negri și pătrunzători, încununați de sprâncene unite, cu greu puteau sugera inocența unei porumbițe. Într-adevăr, fotograful Edward Weston, care o întâlnise pe Kahlo în timpul logodnei, spunea că aceasta îi sugera un vultur, iar atunci când tatăl ei a observat interesul lui Rivera în ceea ce o privește pe Frida, l-a atenționat. Este o diavoliță. Statura enormă a lui Rivera și fragilitatea ei nu însemna că el era cel mai puternic dintre cei doi. Ca un elefant, Rivera putea strivi oamenii, dar Kahlo, cu setea ei de a se reinventa și de a persevera în orice circumstanțe, era de cele mai multe ori caracterul mai puternic. Probabil pentru a estompa din statură și pentru a-și exprima afecțiunea, Kahlo îl poreclea broasca râioasă. Amândoi s-au transformat în mituri. Rivera a fost renumit în lumea întreagă încă din timpul vieții, în mare parte datorită feminismului și multiculturalismului. Kahlo a devenit la rândul ei o figură emblematică. Prin atitudinea lor, i-au încurajat posteritatea să-i transforme în legendă. Ăsta doar un fragmentel de început și să vă mai citesc și ceva despre Henry Miller și Anais Nin. Ea era o delicată floare europeană, iar el un vagabond crescut în Brooklyn, cu vocea hârjuită, atunci când s-au întâlnit într-o zi de decembrie a anului 1931, într-un sătuc din apropierea Parisului. Pe măsură ce se apropia de casa ei din Louveciennes, ei privea trupul slab, capul chel și ochii pătrunzători. Se gândea că arată precum un preot budist cu buze senzuale. Primul lucru remarcat de el au fost ochii ei mari și rotund și timiditatea caracteristică. Avea să fie un prânz obișnuit, dar lui era foame și nu avea niciun ban în buzunar. Venise cu cel care îl găzduia, Richard Osborne, și care lucra la aceeași bancă cu soțul lui Anais Nin, Hugh Giller. Și de aici înainte povestea lor se desfășoară într-un mod pe care mulți din dumneavoastră probabil îl știți, sau dacă nu îi știți împreună, aveți ocazia să vă lămuriți în privința relațiilor creative și nu numai citind aceste pagini. Așadar, despre Frida Kahlo și Diego Rivera, despre Max Ernst și Leonora Carrington, despre Jackson Pollock și Lee Krasner și alții. E un volum care merge într-o direcție, îndrăznesc să spun, feministă, dar este un volum seducător, frumos, un volum care aduce nenumărate informații splendide. Așadar, editura Velant ne pune la dispoziție această carte minunată despre lumea artiștilor, dar și despre viața lor intimă. Cealaltă jumătate, Creativitate și relații intime, în engleză, The Significant Other, celălalt semnificativ, nu doar jumătatea cealaltă,
o carte apărută deja la editura Velant. Dragii mei, citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!